Bună ziua și bine ați venit la ședința Consiliului Local în data de 17 august. Având în vedere că suntem prezent majoritatea, cu excepția domnișoarei Baciu Emilia, care s-a învoit și a spus că este de acord cu ordinea de zi, procesele verbale, de la ședințele anterioare o să le primiți la ședința următoare. Referitor la ordinea de zi, mai avem un punct suplimentar. Este vorba de proiectul de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al UAT Comuna Balcan pentru ședința adunării generale ordinare a acționarilor Compania Regională de Apă Bacău. În fiecare lună există acest proiect privind stabilirea reprezentantului unității. Da. Aceasta ar fi la suplimentarea ordinii de zi. Da. Mulțumesc, doamna secretară. Domnul primar are cuvântul. Sunteți convocați la ședința ordinară din 7 februarie 2023 cu următoare ordine. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Bacău, județul Bacău, pe anul 2023. 2. Proiect de hotărâre privind acordarea diplomei de longevitate și a unui premiu din bugetul local al Comunei Bacău, județul Bacău, pe anul 2023 persoanelor care vor împlini în acest an vârsta de 100 ani sau peste 100 ani. 3. Proiect de hotărâre privind organizarea și desfășurarea sărbătorilor de iarnă în Comuna Balcan, județul Bacău. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea amenajamentului pastoral cu pajiștile din Comuna Balcan, județul Bacău. Supuneți preaprobare ordinea de zi cu suplimentare. Cine este pentru? Da. Mulțumesc. Se abține cineva? Potrivit. Proiectul de privind rectificarea bugetului local al Comunei Balcan, județul Bacău, pe anul 2023. Da, o abține. Nu participă. Nu participă, da. Domnul Sărbore, o abține. Da, tot în domnul primar. Proiectul de privind rectificarea bugetului local al Comunei Balcan, județul Bacău, pe anul 2023. Da. Discuții pe baza acestui proiect de hotărâre, dacă aveți ce. Sunt banii care au rămas de la drumul, cum spune, la Sfărățenii. Strada Mlungului au rămas 300.000 și s-au alocat în alt. La strada Parcului. De la strada Parcului, tot la strada Parcului? Nu, de la strada Prundului. La strada Prundului, strada Parcului. Da. Dacă nu, domnul Gânga? Am văzut că s-au alocat și la salariile asistenților. Da, sunt 90% care trebuie să ne dea Consiliul Județean și nu ne dau banii și am alocat noi să nu rămână fără salarii asistenți social și indemnizații. Dacă ne dă banii în luna în care vine Consiliul Județean, îi trecem în fondul de rumen. Sau dacă mai sunt alte cheltuieli. Păi de asta am întrebat, că normal banii trebuie să vină de la ei, nu? Nu s-au dat, dar probabil că ședința rectificării bugetară la Consiliul Județean e la sfârșitul lunii. Probabil că o să dea atunci, dacă nu dă, noi să nu lăsăm banii fără salarii. Cred că banii ăștia care rămân la fondul rumen la anul, la regularizarea albei schită, nu? Vedem. Dar nu, dar parcă se apropie scadența. Se apropie. Era vorba, ne-a încurcat aia 5 miliarde care trebuie. Da, promisiunea e datorii curat. Da, dacă nu sunt bani, ai de o să faci. Da. Promisiunea e datorii curat. Când îți faci un calcul, știi, 2 lucruri. Am făcut calculul pe baza când îmi dă banii aia 5 miliarde. Dacă nu i-o dat. Sigur? Sigur. O promis, dar nu o garantat. Dar în procesul verbal s-o... Da, eu am făcut niște calcule de conform... A, din birou și nu... Nu, conform banilor care trebuie să-i avem. Bine, dar uite, eu am să scop procesul verbal la ședința următoare și scrii.
Scrie că fără doar mai mult îți scriu. Bine. Lasă bani așa. Păi nu am zis banii ăștia, poate dați acolo. Sau poate dacă ne dă banii iar 5 miliarde, facem anul ăsta. Facem anul ăsta, dacă nu ne dă, facem la anul. Dacă nu-i dă nici la anul. Celalt an. Deci așa nu se rămâne. Eu n-am zis o scură. Nu, așa nu se rămâne. Așa, bun. Încă o promisiune. Mai sunt alte discuții? Bun, vrea aprobare. Cine este pentru? Proiecte de hotărâre privind... Da? Bun, mulțumesc. Se abține împotrivă? Proiecte de hotărâre privind acordarea diplomei de eligibilitate și a unui premiu din bugetul local al Comunei Balcani de Smaltău, persoanelor care vor împlini în acest an vârsta de 100 sau peste 100 de ani. Avem două persoane, peste 100 de ani, 100 și un an. Codirii să-i ftinca și al conu. Ftinca merită, da? Și al conu fănică. Dar al conu fănică. Mai trăiește? Da. Anul trecut ne-am dus câte 100. Mi-am promis că și anul ăsta consiliul... Dacă trec de 100 de ani. Da. Și-au trecut. Așa au trecut de 100 de ani. Numai nu cred că trecut de suma. La suma m-am gândit eu la 700 de lei. Dacă vreți mai puțin, mai mult, cum cred mi-a. De asta nu trecut suma. Știam ceva. Discuții? Nu, eu aș face o propunere la... puțin prin 200 de ani. Dăm mai cavier și dăm mai mult. Avem cupluri de 50 de ani și depășim pe ea. Și azi ajungi la 50 de ani la da, da, era 50 de ani. Acum ai 50 de ani. La 50 am 49, am un an. Părerea mea că are dreptate. A, trebuie 10. Atunci mulți se chinuie, da, mulți se străduiesc ca să ajungă să dați să prindă. Ar fi bine. Vă spun, nu știu că au să... Nu știu, dacă se grăbiesc... Două persoane, 1000 de grăbi, 700, 1000. Știu, dar dacă tot nu sunt alte persoane care... Propunem pentru 1000? Eu? Care se propune ca vot, da. Se propune cei mai mult, nu cei mai puțin. Da, se propune. Dar nu contează, banii e bine. Cine este pentru 1000? Persoane, dacă se dă 1000 de lei. Cine e pentru 1000? Cine este pentru? Noi așa, cine pentru 700? Dar n-am zis, nu propus, m-am gândit eu, de asta n-am pus suma. Păi, dar trebuie o sumă, care? Păi, 1000, cine este pentru 1000? Pentru 1000, hai. Și așa două persoane. Dar nu-i vorba de asta, dar nu știu nici... Bine, mulțumesc. Și asta n-am propus, potrivă să aștept cineva. La jungă, da, pe 100 de ani. E greu să știu. 1000 de ani, 100 de ani, mai ajungem la 1000, hai. 1000 faci acolo sus. 1000 de lei. Da. Bun, mulțumesc. Următorul proiect. Proiectul de privind organizarea și desfășurarea sărbătorilor de iarnă în Comuna Balcani. Da, discuții. De marginea acestui proiect. Da, bine. Discuții de marginea acestui proiect de hotărâre. Dar au zis pe la televizor că se blochează toate activitățile. Da, sunt blocate, dar noi o să, dacă se aprobă în Consiliul Local, mă duc și cu hotărârea și am înțeles că este un... La ce sumă v-ați gândit? Anul trecut am avut 65, anul ăsta 50, mai puțin ca am trecut, că nu o să mai cumpărăm astea... O 300 de agende, nu o să mai cumpărăm agende. Mai dacă vin cu părinții. Bisericile strâng bani și așa, au fost și duminica, am înțeles. E treaba lor, au de lucru, nu? Da. Mai sunt discuții pe baza acestui proiect? După la vot, cine este pentru? Proiectul de privind aprobarea amenajamentului pasurat pentru pajiștile din Comuna Balca. Discuții pe baza acestui proiect. Aici e cu slazul, nu? Da, ăsta e amenajamentul. Nu l-am multiplicat cu... Discuții din marginea acestui proiect, dacă aveți vreo probleme. Domnul Gânga. Și domnul Costel, aici, an de an, islazul tot își micșorează, se micșorează. A plantat singur, pentru că nu-i curățat. Ăștia cu pădurile vine și
punii Borna imediat, ne trezim fără ăsta. Păi da, punii cum? Punii și unii până nu, dar nu dacă e legal, păi nu e legal, dar e bun. Să mai curățe islazurile sau nu să mai curățe? Dar intră și în fâniețe la oameni dacă nu le curățe. Domnul Costel, să mai curățe islazurile sau? Să curățe. Păi dar nu se vede, probabil curățe pe la păjolă ăștia de la bărbat. Nu, 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 se curățe și la că nu-i curățăt ca lumea. Nu-i curățăt și da. Ar trebui, ei, era vorba de comisii, de o comisie să-i verifice, să... Și comisia nu poate să fie făcut decât de la UAT, nu de la, din Consiliul Local. Cam ne trage pe noi de urechi cetățenii. Anul trecut chiar s-o curățat. În proporție de 80% s-au curățat izlazurile. Și verifică și asta. Verifică și treaba la... A, am văzut, se verifică. Păi da, da noi păi au tăiat la toți. S-au tăiat din subvenții. Dacă punem niște poze sau dacă mergem așa... Dacă căutăm așa, putem pune poze și de la o poze. Curățat exact unde trece drumul. Dacă am trecut după o pantă, gata, începe să... Nu mai, izlazul jumătate în zboțcheț. Altcineva? Alte discuții? Dacă nu spuneți prea aprobare. Cine ți-e pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Abțineți. Nu. Și ultimul proiect? Nu citi, doamna secretară. Da. Asta. Reprezintă. Da, în fiecare unul îți face. Reprezintat. Materialul după ce s-a trimis. Da, dar să discute. Discute pe marginea acestui proiect de hotărâre. Mă prefeză într-o mandată. Cine este pentru? Face formă. Dar bun, mulțumesc. Împotrivă, abține? Nu. Diverse, da. Acum la diverse. Domnul Sofroni. Ar trebui la diverse să luați legătura cu ăștia cu telefonul. Văd că ea sunt aproape două zile acuși de când merg. Au ceva așa de grav, din nu poate, la 3, 4, 5 luni se întrerupe și o săptămână nu. Care telefon? Asta trebuie la schemă ne-a venit și un fel de telefon. Fix sau mobil? Ți, mobil, mobil, fix, și așa nu merge fix. La fixul... Trebuie făcut ceva cu pus o antenă acolo sus, nu. Deci nu se atunci cu directorul să vin să facem un proiect sau... Nu, nu mai... Eu anume am trecut în casă un telefon pe Digi. Că am văzut că el alții aveau. Acum o căzușă Digi, o căzușă. Adică am lăsat să am trei telefoane pe Digi. Am vorbit cu un director atunci, dar nu se justifică cheltuielile pentru... Da, costurile, da, investiția care trebuie. Le-am dat releul ăla, gratuit. Facem, da, au venit, au plecat, au măsuri. Pe fibră, telefon, au apărut, nu? S-au legat. Eu am și eu pe fibră, dar nu îi trebuie să ai. Fix, dar cine mai are fix? Fix nu, dar ori merge pe... Merge peste tot. Am și eu fix, dar nu merge. Dar cine mai fug? Dar nu, dar ori... Acoperire peste tot la Schiteva. Normal, sincer, nu acolo. Orange-ul? Da. Nu, dar e slab, semnal. E slab. Nu mai zic. Și eu, și eu sunt la Orange. Și e slab. Nu fi, în zona unde sta. Eu casă... Nu, ar trebui, cum a zis domnul Cosel, făcut ceva, pentru că... Da, dar tot de la ceva. Am sunat, e una când sun un primar și alta când sun un consilier. Nimica toată. Doamne, vine, gângă, dar n-ai... Cu stâlpul ăla la pot... Da, domnul primar, pe cuvântul meu, dacă n-am sunat, uite, îmi dau și cuvântul. Știi ce mi-a spus? Aveți primar? Da, păi să suni primarul dumneatale. Și că la deranjament, că sunt primarul comunii, da. Cum să spun eu că sunt primarul comunii? Așa o sunat, așa te vieni, așa o sunat. Dar nu puteți, sunt primarul, doamne. Trebuie ca bazeva. Trebuie făcut ceva, în cauza că avem pretenții că suntem în Europa cu taxele numai. Dar în rest, cu, să avem până beneficii... Hai să facem ceva, să fie toți mulțumiți.
Dumneavoastră sunteți în măsură să rezolvați. Băiatul a sunat de la Bacău și chiar la ei, la Digi. Și o să mă bănuiesc, dar o să trebuie să-i încasă niște sertări, le ia la mijloc, să vadă dacă merg telefoane. Ai venit cu doamna aia, o venit cu directorul ajung, dar vorbi cu el. O venit domnul, ce poți să fac mai mult? M-ai dat un telefon. Adresa oficială. Și adresa. Da, trebuie făcut. Vreau și faci. Eu m-am schimbat la o parte la altă și m-au costat 7 milioane. V-am spus, pentru stâlpul ăla de la Rom Telecom, o lună de zile, zilnic am dat telefon și la 112 s-au dat. Și rezolvați? Se uitau, săptămâna trecută, m-am zis la Consiliul Județean. Păi vedeți, telefonul și adresa. Nu, și tot va fi. Iar telefonul și adresa. Veniți, când coborâți, vă arăt adresa. Dar eu nu zic, dar ei sunt stați. Dacă vorbiți dumneavoastră la Bacău, am vorbit, cu președintele Consiliului de Ați și spuneți treaba asta. Rezolv. Vin alegerile acum. Mai ales că vin alegerile. Dar sute de telefoane care... Să fie mai mulți care sunt. Eu dacă aveam 1400 de voturi sau 1200 când ați avut rezolvat... Nu eram, rezolvat multe. Mă duc eu cu câteva sute de voturi. Hai cu puterea. Da. Băieți, cineva care... Ia cuvântul. Bine, atunci declară ședința închisă, vă mulțumesc de participare, ne vedem.